în intervalul 80 iulie 2022, misiunile pompierilor sălăjeni au vizat un număr de 54 de intervenții care au fost reprezentate de cazuri medicale smurt, incendii, accidente și alte tipuri de misiuni pentru protecția populației. Sâmbătă seara, la dispeceratul ISU Ambulanța a fost primit un apel prin numărul de urgență 112 care anunța faptul că s-a produs un incendiu la un fond forestier aflat în apropierea localității Buciumi. La fața locului s-a deplasat un echipaj de stingere de la punctul de lucru Sâmihaiu al Mașului, care, în urmare recunoașterii, a identificat un incendiu la o plantație de rășinoase din cauza abundenței materialului combustibil, material lemnos, litieră, vegetație uscată, doborături. Intervenția a fost dificilă, iar flăcările s-au propagat cu repeziciune pe o suprafață de circa 5 hectare. La fața locului au fost mobilizate mai multe forțe, pompieri voluntari, personal silvic și civil. După mai multe ore de luptă cu flăcările duminică incendiul a fost lichidat cauza probabilă de incendiu a fost utilizarea necorespunzătoare a focului deschis în spații deschise utilizat pentru igienizarea vegetației uscate atragem atenția cetățenilor că potrivit hotărârii guvernului României numărul 537 din 2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingerea incendiilor, efectuarea unor lucrări de ardere a resturilor vegetale fără întrunirea condițiilor legale și respectiv fără luarea măsurilor de evitare a propagării la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți, constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei. Duminică seara la dispeceratul ISU, ambulanță a fost primit un apel prin numărul de urgență 112, care anunța faptul că s-a produs un eveniment rutier pe șoseaua de centura orașului Jibou. Pompierii jiboani au descarcerat trei persoane surprinse într-unul dintre autoturisme. Din nefericire, două au fost găsite decedate, iar cea de a treia persoană a fost transportată la Upus Murtăzalău.